Salut, fraților! Așa cum am promis, în seara asta va fi cel mai tare live din țară, pentru că sunt la Cluj-Napoca și chiar în spatele meu este pădurea Hoia Baciu, acolo pe deal, și voi merge în pădurea Hoia Baciu să aflu dacă legendele legate despre această pădure sunt adevărate, pentru că se spune că pădurea Hoia Baciu e cea mai bântuită pădure din lume. Prietenii cu care am venit au rămas la mașină. Cred că îi puteți vedea acolo. O să vorbesc cu ei prin stație. Stau să văd dacă funcționează, cred că e dat pe Zoom. Mă recepționați? Da. Am bun, și dăm drumul. Deci acolo jos e Cluj-Napoca. Cei din Cluj o să recunoască zona dacă cumva ziceți că nu sunt Cluj. Și pornim spre pădurea Hoia Baciu. Așa cum am spus, e unul singur la miezul nopții. E ora 12 și un minut. Și vom merge să vedem dacă legendele legate despre această pădure sunt adevărate. Deci am spus că va fi cel mai tare live, pentru că nimeni în istorie nu a făcut vreodată live de unul singur în pădurea Hoia Baciu. Deci pregătiți-vă pentru cel mai tare live din țară. Tot live-ul este filmat cu camera în Full HD, asta să vedeți. Deci aici am camera. Voi pune videoclipul pe YouTube la o claritate de 4K, chiar dacă calitatea de pe TikTok nu va fi așa bună, o să puteți revedea întreg clipul live de pe acest GoPro. Deci, cum am spus, acolo e Cluj-Napoca. Prietenii mei sunt în mașină și voi merge singur în Hoia Baciu. Stați să vedem dacă stația funcționează din nou. Mă recepționați? Echipa? Suntem aici. Bun. Și dăm drumul. Deci, într-adevăr, am venit cu acești prieteni la Cluj cu mașina. Dar cum am promis, live-ul în Hoia Baciu îl fac de unul singur. Pentru că așa îmi place mie, măi. Și pornim spre pădurea Hoia Baciu. E ora 12 și 3 minute. Sunt foarte curios dacă chiar se vor întâmpla lucruri stranii, așa cum se spune pe internet, în povești, pentru că sunt o mulțime de povești legate de pădurea asta, de pădurea Hoia Baciu. E recunoscută la nivel internațional ca fiind cea mai bântuită pădure din lume. Dacă nu mă credeți, puteți să vă informați pe internet, ca să nu ziceți că vă mint, să pară live-ul mai interesant. Deja am obosit. Nici n-am urcat bine dealul. Și cum am spus, va fi cel mai tare live făcut vreodată, pentru că nimeni nu a făcut live în Hoia Baciu la ora 12 și pe lângă asta de unul singur. Priviți ce frumos se vede Clujul. Acolo sunt prietenașii mei, îmi fac semnale. Mamă, ce dracu a fost asta. Văd că nici nu am intrat bine în pădure. Mai am puțin de mers până la marginea pădurii și încep să mă simt foarte ciudat. Există multe povești legate de pădurea asta, multe povești și legende, începând de la povești cu fantome până la povești cu OZN-uri. Cum am spus, puteți să vă informați pe internet, să aflați mai multe dacă cumva pe mine nu mă credeți. Și încă o dată vă spun, tot live-ul este filmat cu camera GoPro în 4K Full HD. O să puteți revedea live-ul pe YouTube.
la o calitate superioară. Mamă, că mor. Puteți să-mi scrieți în comentarii dacă știți povești legate de această pădure. În prim plan o să mă duc în Poiana Rotundă, pentru că acolo se spune că e cel mai sinistru loc din pădure. Sper să nu mă întâlnesc cu vreun urs, că în zona asta găsiți și urși și lupte ce vreți voi. Deci pregătiți-vă pentru cel mai tare live posibil. Poate nici nu o să mai ies din pădure, că dintre miile de persoane care au intrat în pădurea asta, 1000 dintre ele nu s-au mai întors niciodată, au fost dați dispăruți, începând cu ciobanul Baciu, Hoia, de acolo și vine numele pădurii. Când un cioban cu 1000 de oi a intrat în pădurea asta și nu s-a mai întors, în fine, să lăsăm legendele deoparte și să ne focusăm pe realitate, pentru că sunt de unul singur aici la Hoia Baciu. Imediat o să intrăm în pădure și vom afla dacă chiar există ceva paranormal în acest loc. Deci, e un peisaj aici pădial, vă recomand să veniți și voi seara, să vedeți cât de frumos se vede Clujul. Uite, am mers un pic până la pădure, acolo e marginea pădurii, se poate vedea deja. Deci am obosit din mai putut de sunt la picioare, că cum a plouat aici în Cluj, îi iarba udă și se simte foarte nasol. Aici undeva ar trebui să dau de un drum care mă duce direct la Poiana Rotundă. Să nu vă speriați dacă se va întrerupe live-ul, e posibil să pierd semnalul, dar din câte văd am full 4G, sper să nu se întâmple asta și să fie un live complet de la intrare în pădure până la ieșire, dacă va fi o ieșire. Ui, nu mai pot, cred că am mers un kilometru. O, vă pare puțin pe live, dar dacă ați fi aici, ba acolo rămâi, o să vedem dacă aici o să rămân. Deci am găsit drumul și voi merge pe el până la Poiana Rotundă. Sper să mă ducă la Poiana Rotundă, să nu mă pierd. Dar cred că am o idee mai bună, o să o iau pe aici. Nu știu sigur dacă drumul o să mă ducă într-acolo, dar uitându-mă pe GPS am văzut că Poiana e cumva paralelă cu drumul. Deci o voi lua pe aici, sper doar să nu mă pierd prin Hoia Baciu. Sau să dau de vreun urs. Fraților, nu uitați de follow dacă vă place acest gen de conținut, pentru că la momentul de față urmăriți cel mai tare live din țară. Nu a făcut nimeni niciodată de când e pădurea asta live la ora 12 de unul singur în locul ăsta, în Hoia Baciu. Trebuie să am grijă că chiar dacă nu voi vedea nimic supernatural, animalele sunt prezente în locul ăsta, cum am spus,
E la Veverițe până la Urși. Nu știu dacă merg bine. Sper să nu mă pierd. Oricum, dacă e ceva, am stația și prietenașii mei sunt acolo jos. Nu ar trebui să am mult de mers până la Poiana Rotunda. Ce pula mea a fost asta? Deci nu vine să cred. Nici nu am intrat bine în Hoia Baciu și se aud niște sunete. Mie sincer mai frică mie de sălbăticiuni, de urși, decât de fantome sau extraterestri. Dar în seara asta voi sparge miturile, dacă pot să spun așa. Pentru că dacă chiar există ceva legat de locul ăsta supranatural, e imposibil să nu dau față în față cu acel lucru. Nu știu dacă merg bine, sincer, spre Poiana Rotundă. Deci, cum am spus, nimeni vreodată nu a făcut live de unul singur în pădurea Hoia Baciu. Stau și mă gândesc dacă dau față în față cu un urs, mai aș putea să mă prefac mort. Văd că cred că am ajuns. Mamă. La Poiana Rotundă, dacă nu mă înșel. Deci, da, am ajuns la Poiana Rotundă. Deci locul ăsta e centrul magnetic al pădurii Hoia Baciu. În locul ăsta s-au întâmplat cele mai puternice fenomene paranormale. E ora 12 și 14 minute. Până la momentul de față nu pot să spun că am remarcat ceva ieșit din comun. O să mă uit pe aici prin Poiana Rotundă să văd ce pot găsi. E net prost. Eu v-am spus să nu vă speriați dacă îmi pierd conexiunea. Fraților, sunt în Hoia Baciu, ce mama dracu. Nu pot să am un semnal excelent. Deci în momentul de față mă aflu în Poiana Rotundă. Verifică stația. Mi se pare că am auzit un strigăt. Echipă, mă recepționați? Echipă, mă recepționați?
Fa, deci nu vine să cred. Ești bine? Nu știu ce să spun. Deci m-am apropiat din nou de pe Iana Rotundă și a picat semnalul și la telefon și la stație, dar nu ăsta e cel mai ciudat lucru. Încep să se aude tot felul de sunete de aici, din jurul poienii. Am crezut prima dată că e vorba de ceva sălbăticiuni, dar chiar nu. Deci ascultați și voi. Stai să văd că dacă am intrat live, ar trebui să meargă și stația. Mă recepționați? Fai. Mă, deci se petrece ceva foarte ciudat aici, nu știu, am fost în Poiana Rotundă, a picat semnalul din nou la live și la stație și s-au tot felul de sunete, nu știu dacă, nu știu ce pot să fie, am crezut că sunt ceva animale sălbatice, dar... Auzit doar static și buruit. Nu știu ce pot să fie. Să mă întorc din nou în Poiana, dar mică iară pică semnalul. Zic să nu mergi. Că de acolo se aud. Futut semnalul mătii. Deci cum mă îndrept spre Poiana Rotundă pică semnalul la live. Mă vedeți acum? Se auzi pe da, nu știu ce dracu poate să fie. Conexiune instabilă. Deci cum mă apropii de Poiana Rotundă îmi pierd semnalul. Simți pătă de femeie. Deci ascultați cu atenție, o să stau în loc. E vulpea, măi. Să nu spui mie că așa face o vulpe. Cineva îți face farse, e posibil. Repetă-te, rog, nu te-am înțeles. Asta spuneam, nu știu ce sunetele sule încep să se audă pe aici. Vreau să ceva sălbăticiuni, dar mi se pare că sunt voci de femei. Poate încearcă cineva să-mi facă o farsă. Degeaba mă duc să fac live în Poiană, că îmi pierd semnalul. Și a urmărit stația. Haideți că o să mă duc totuși într-acolo. Poate nu mai pică. Păi, dar e ceva aici, mă. Și pică semnalul. Momentan văd că e ok, conexiune bună. Am totuși două linii. Oricum, dacă se întâmplă ceva, contactez prietenii în stație. Deci n-au cum să fie animale astea. Ascultați.
se vede ceva alb în față. Deci acolo e poiana rotundă. Dar dacă intru acolo, îmi pierd semnalul. Dar stai mă într-un loc. Asta o să fac. Ioi, dar nu mai mă sunați că n-am murit. Alo, ești bine? Ești bine pe dracu. Acum am plecat de acolo. Aici mă doare burta. Deci am ajuns în poiana rotundă. S-a luat iară semnalul, sunetelea. S-a auzit din ce în ce mai tare, după aia s-a auzit ceva fugind prin pădure și au dispărut. Am stat să le surp... Ce dracu a fost asta? Pușcătură. M-am plimbat până poiana să văd dacă le pot surprinde pe cameră, că am filmat și cu camera, cu GoPro, dar bateria era descărcată. Și au rămas și fără... N-am apucat să filmez tot pe GoPro. Nu o ținut bateria, dar oricum n-am văzut nimic. Poate am surprins ceva pe cameră, nu știu, trebuie să mă uit la filmarea de pe cameră, aia micuță. Acum am ieșit din pădure la semnal, să nu creadă prietenii ăștia că am murit, că nu mai merge nici stația. Dar să văd dacă acum funcționează. Aie, pe dracu, că e oprită. M-auziți? Recepționați? Hai, mă duce în măta. Alo? Deci n-am avut semnal, acum am ieșit din pădure, vin spre voi. Dar nu mai știu exact unde e mașina. Mamă, să-mi bag piciorul. M-auziți? Te auzim, acum o să ieșim și îți facem semn cu lumile. Chiar asta am vrut să vă spun, dacă puteți ieși afară să faceți cu lanterna. Sigur, sigur. Hai de capul meu. Hai de capul meu. Băgam aș pula în el. Cred că v-am văzut. Da. Am văzut lanterna. Ești bine? Da, sunt bine. M-am dus în poiana rotundă să văd dacă pot filma. Că se auzeau sunetele la, să văd ce a produs sunetele. Dar a picat semnalul și n-am mai putut nici să intru live, chiar dacă am avut 4 linii. Nu mai merea să intru live. Intram un pic, scria conexiune instabilă, pare conexiune pierdută. Vai, ce mă doare burta. S-auzit țipăte urmate de un cântec, apoi s-a dus tot. Da, știu și eu le-am auzit. Mă bucur că s-a auzit și pe live. Nu știu exact să vă spun ce a putut produce sunetele alea. Nu garantez că a fost ceva supranatural. Mi s-a părut foarte ciudat. Poate cum știind atâta lume că voi fi live în Hoia Baciu sau poate a încercat cineva să mă sperie, dar mă miră faptul că nu s-au arătat. Adică s-au auzit sunetele alea, după aia
Au dispărut. Vedem lanterna. Nu v-am înțeles ce a spus. Nu îți vedem lanterna. Stați un pic, eu vă văd. Nu v-am înțeles ce a spus. Nu îți vedem lanterna. Stați un pic, eu vă văd pe voastră, stați. Am pus-o pe fază lungă, se vede? Oricum, nu-i problemă, eu o văd pe-a voastră, o să o vedeți și voi după ce trec de dâlma asta. Unde ești? Da. Acum am ieșit din pădurea Hoia Baciu. Cobor spre mașină. Ai chemat poliția? Păi tu ce să chem poliția? Că dacă era să se întâmple ceva... Vorbeam cu prietenii ăștia mei de jos, în stație, și dacă chiar era de chemat poliția, se ocupau ei. Problema e că în Poiana Rotundă a picat semnalul și la telefon, dar și la stație. Oricum sunetele alea au fost foarte ciudate, nu știu ce dracu a putut produce. Mulți au spus că o vulpe, dar vulpea nu face sunete de astea. Mai degrabă poate cineva a încercat să mă sperie. Dar mă întreb dacă ar fi vrut cineva să mă sperie, de ce nu s-a arătat? Ci au dispărut din senin sunetele. De asta am și plecat de acolo, că am început să mă sune în continuu, dar nu... Hello, ai văzut ce lună e afară? Da, mă uit la ea acum. Cred că nu vă aud ce spuneți. Mi se pare că am auzit de la voi, de la mașină, sunetul, dar pe asta nu s-a auzit nimic. Erau animale. Nu erau animale, niciun animal nu face așa. Mamă, ce era să pic. Hai să-mi bag piciorul. Atât. Păi, n-aveam cum să stau foarte mult, pentru că nu să rămân peste noapte în Cluj, mă întorc tot în seara asta la Arad. Nu erau animale. Oricum o să postez video de pe cameră cât am putut filma pe YouTube și secvențele de pe live. Cei care nu ați fost în momentul ăla să le vizionați. Cât mai ai până la mașină? Da. Vă las, ne auzim. Bă, să vedeți ce am pățit.